Veste bună în plină pandemie de coronavirus. Pacienții care merg la Institutul de Boli Infecțioase Profesor Matei Balș vor putea fi evaluați cu un computer tomograf mobil, dotat cu un soft care depistează COVID-19. Acest computer tomograf mobil ne este deosebit de util pentru screening. În momentul în care pacientul cu COVID sau cu o afectare de SARS-CoV-2 intră în institut, primul lucru pe care îl va face, va trece pe lângă această unitate, îi va face investigația de rigoare, după care ajunge pe secție. Ce este important este că acest instrument ne dă o idee încă de la început încotro va merge pacientul din punct de vedere clinic, ceea ce ne scurtează foarte mult timpii de așteptare din punct de vedere al lor atitudinii terapeutice. Orice pacient care intră în Balș va trece pe aici, îi se va face CT-ul pulmonar, pe baza algoritmului îi se spune ce prognostic imediat are. Profesorul Adrian Străinu Cercel mai spune că softul computerului tomograf arată leziunea de tip pulmonar, de tip COVID, la pacientul care este afectat de SARS-CoV-2. Aparatul îți dă o imagine, se cheamă plămânul pestriț în momentul de față, sau un mozaic. Acea imagine este o imagine caracteristică. Dacă nu are acea imagine, atunci prognosticul pacientului este net mai bun. Dacă are acea imagine, știm unde să ducem detect pe o altă secție, în așa fel încât să-i acordăm încă de la început sprijinul de care are nevoie ca să nu ajungă să facă leziuni severe. Aparatul va intra în utilizare începând de luni, iar el este mai mult decât binevenit în condițiile în care România are încă un număr mare de români diagnosticați zilnic cu noul coronavirus. N-am trecut și vă uitați și dumneavoastră pe date că vedeți aceleași cifre pe care le văd și eu. Când vorbim încă de sute de cazuri, clar că n-am trecut. Acum o lună de zile am luat decizia în Consiliul Local să cumpărăm acest computer tomograf. Este primul din România, va veni și al doilea la Centrul Medical Caraiman din sectorul 1. Se montează în momentul de față, e cumpărat acum 6 luni, dar avem pentru el și acest soft, că de fapt problema e softul. Deci vor fi 2 softuri în România, cel de la CT, de la Balș, și cel de la Centrul Medical Caraiman, sau dacă alte primării sau alte spitale vor achiziționa astfel de aparat. Valoarea investiției se ridică la aproape 1 milion de euro.